Bună ziua, dragilor, bun găsit la treia cu profonă. Începem repede treaba, să punem și lumina. Vedeți, ar trebui să vă arătez și era cu aceeași greșeală. Tot la fel ajusta? Mhm. Uite, acum. Și am stat variabil 5-6 minute. Așa. Deci, tema pe clasa a 5-a începe, Ștefania, te rog. Comparați practic. Comparați? Fracțiile. Da, tema. 2 pe 9 și 3 pe 5. 2 pe 9 cu vecina 3 pe 5. Adică, să vedem care e mai mare. Da. Am putea verifica. Așa, dar e obiectivul, să aibă același numitor. Da? Să aibă același numitor. Așa că pe primul amplificăm cu cât? Cu 5 și pe celălalt cu 9. Deci, imediat aici le zicem cu 5, aici cu 9 și ele devin echivalent cu, le scriem din nou vecine și sunt cât? 10 pe cât? 10 pe 45 cu vecina sa. 27 pe 45. Și acum e foarte ușor de văzut care e mai puternic. Deci rezultă că 27 pe 45 e mai mare decât 10 pe 45, de fapt echivalent. Ne întoarcem la cele dinainte, e vorba de cine? 3 pe 5, nu? Că asta e fost 3 pe 5. Uite, 3 pe 5. Da, 3 pe 5 e mai mare, așa este? E mai mare decât 2 pe 9. E mai mare decât 2 pe 9. Sau 2 pe 9 e mai mic decât 3 pe 5. Este același lucru, da? Deci ca să comparăm două fracții, trebuie adus la același numitor. Și numărătorii ne indică care e mai mare, da? Te rog. Așa. 4 pe 7 și 8 pe 13. 4 pe 7 și 8 pe 13. Te rog să vorbești tu. Ne pun așa într-o paranteză vecine, da? O să amplificăm cu 13. Da, pe bine am cu 13. Și încolo cu 7. Și atunci echivalent, perechea va arăta altfel. 13 ori 4, 2. 4 ori 3, 12. 4 ori 4, 1, 5, nu? 52. Da, asupra. 7 ori 3, 21, 1 și 2. 7 ori 1, 7 și cu 2, 9. Așa. Așa. Și vecina? 56. 56 pe 98. 98, da. Și este mai mare 56. Așa, deci punem semnul între ele. Și atunci, echivalent, va fi spus că prima e mai mică decât a doua. Sau a doua, da? 4 pe 7, hai să folosim și așa. 4 pe 7, răspunsul este dat, mai mic decât 8 pe 13, da? Bun. 21 pe 5. 21 pe 5. Vecinul tău, 14 pe 2. 14 pe 2. 14 pe 2? Da. Dar nu mi-o place 14 pe 2. Așa scrie. Știi de ce? Că trebuie să facă ireductibilă. Da, dacă am lăsat-o el așa, hai să o lăsăm, că până la urmă tot trebuie să avem același numitor, da? Da. Dar e mult mai ușor dacă simplificăm. Uite, dacă am simplificat-o prin 2, da, atunci am transcrie perechea asta în 21 pe 5 și vecina sa ar fi prin simplificare prin 2, înseamnă 7 pe 1, nu? 7 pe 1, că simplificăm și împărțim la numărător, la numărul respectiv și numărător și numitor. Și acum, e foarte simplu. Amplificăm numai pe astea cu 5. Ca să fie acel lucru. Și echivalent cu... Nu supra, și vecina. Și vecina, 35, supra 5. Așa, se vede că... 35 mai mare. Pun semnul. Și atunci echivalentul a fi spus de la bun început că 21 pe 5 e mai mic decât 14 pe 2, da? Altă pereche. 17 pe 20 și vecinul său 13 pe 10.
13, pe 10. Aici, doi numai pe a doua. Da. Da? Bun. Și echivalent cu 17 pe 20 și vecinul său 5. 26. 26 pe 20. Pe 20. Și care e mai? 26. 26 e mai mare, da? Uite, apun așa, adică 17 pe 20 e mai mic. Ce s-ar fi transcris, se transcrie că 17 20, e mai mic decât 13 pe 10, da? Da. Altă pereche. 41 pe 100. 41 pe 100. Și vecinul său 2 pe 3. 2 pe 3. Păi în paranteză și... Aici... la al doilea punem... la primul punem prin 3. Amplificăm cu 3, prima fracție cu 3 și a doua fracție cu 100. Da, și devine echivalent, perechea se transcrie în 123. 123 pe 300. Da. Vecinul său 200 pe 300. Cel mai mare, 200 pe 300. E mai mare asta, adică de parcă aș fi spus că 41 pe 100. 100 e mai mic, 200 pe 3. Da. 53 supra 9. 53 supra 9. Și vecinul său 48 pe 4. Păi, la prima, prin 4. Nu, la a doua, prin 4. Da, la a doua. Putem simplifica prin 4. Da, da. Bine. Și fracțiile vor fi vecine și o arăta așa, 53 pe 9. 13. Și 12 pe 1. Da? Da. Care vi se pare mai mare? 53 pe 9 sau 12 pe 1? 53 pe 9. Dar de fapt este 12 pe 1, fiindcă am făcut 9. Deci 12 e mai mare. Da. Acum... Hai să apici 53, îl împărțim la 9. Și pe 12 nu mai împărțim la nimic, la 1. Deci mai mare e 12. Da. Simțim asta. Da. Ne permite chiar să punem și convine pe prietenii noștri. Da. După ce amplificăm cu 9 aici, nu? În mod sigur e mai mare așa. Iată, să le arătăm că așa este. 53 pe 9 e mai mic decât 9 ori 2. 9 ori 9. 108 pe 9. Da, am avut dreptate, am anticipat bine. Bun. Adică, de fapt, ar însemna așa, 53 pe, ca să revin la fracții mei, 53 pe 9 e mai mic decât 48 pe 4. Următoarea? 3 pe 11. Da. Și vecinul său 29 pe 99. 29 pe 90? 9. 9. Nu vreau să vedem ce faci. Prin 3. Nu cred că merge prin 3. 29 și 99, 29 nu vreau. E număr prim 29. Da. N-are alți vizori. Și atunci nu rămâne decât să amplificăm aici cu cât? Cu? Cu 9. Cu 9, că 9 ori 11 și le facă 99. Da, da? Deci cu 9 și devine echivalent. 7 supra 99. Și 9 față de vecina. 29 supra 99. 99 și care e mai mare? 29. Așa, adică echivalent, revenim la fracție dinainte, 3 pe 11 e mai mic decât 29 supra 99.
N-au nimic în comun. Trebuie să aplici că mai ești cu 17. Da, 15. 16. Și echivalent cu? 17. 17. Vezi cum face 17 ori 17. Da. Pe 17 ori 15 trebuie să facem. Ai văzut o dată cu tine? Da. Da? 255? Confirmă și Ștefania. Și 15. 15 ori 18? Da. Da? 270. Iată că puteam spune că e mai mic al doilea, mai primul e mai mare, da? Da. Deci 17. Deci 17 pe 15 e mai mare decât 18 pe 17. Bun. Dar mi se pare mie să le putem face și direct. Păi am putea, dacă am avea ochiul format, ar zice așa. 17 pătrat 15, merge o dată, rămâne rest 2, rest 2 și împărțim la 15. Dincolo 18 pătrat la 17, merge o dată, rămâne rest 1. Și pe ăla 1 împărțim la 17. Deci putem, dacă avem... Cât are numărătorul? Mai mare decât numitorul sau cât... Imediat îți dai seama, dacă am face împărțirea efectiv. 17 împărțim la 15. Ia să vedem. Deci 17 împărțit la 15 ar da la împărțiri, merge o dată, unor 15, 15, 2, știți cum e, punem virgula, da. Punem un 0, 15 în 10 merge, în 15 în 20 merge o dată, unor 15, 15, rest aici cât vine 5, nu? Da. Mai adăugăm un 0, 15 în 50 da. Merge de 3 ori, de 3 ori 15 fac 45 și iar 5 și iar punem 0 și iar vine 3, 3, 3, 3. Deci iar spunem... Da, că era 9. Da, așa. Da. 1,1 în perioadă 3. Da? Deci 1,1 în perioadă 3. Asta, cu asta este egal prima fracție. Deci, în loc de 17 pe 15, mai putem scrie echivalent într-o transcriere în urma împărțirii cu 1,1 perioadă 3, da? Și hai să facem și pe 18 împărțit la 17. Și vine 18 împărțit la 17, merge odată, 17, rest 1, punem virgula, că punem de acum un 0 de la noi, 17 în 10 merge de 0 ori, mai punem un 0, și 17 în 100 merge de câte ori? De 6 ori, nu, e mult 6, cred că 5. Da, 5. 5 ori 7, 35. 5 cu 3, 8. Rămâne rest 15, da? Rest 15. Și mai punem un 0. E, și asta ar fi vecinul, cine ar fi? Vecinul, punem într-o paranteză dreaptă. Vecinul, adică a fost 18 pe 17, este aproximativ, nu este chiar exact, da. Eu n-am terminat de făcut împărțirea, 1,05, da? Da. 1,05. Perioada de 5. Nu e perioada de 5.
E nu se repete ca înainte, da? Numai n-am mai continuat noi împărțirea când ne-am... am vrut numai cu 20 mare să o privim. Și acum comparăm pe cei doi și spun așa. Are întreg 1, are ăsta întreg 1. Are virgulă, are virgulă. Da. Așa. Și acum, are 1, decimala de aici e 1 și de coace e 0. Mai mare. E mai mare asta, că e 1 față de 0. Deci așa. Deci exact cum nu zici în partea cealaltă. Da. Deci am făcut chestia asta ca să, la întrebarea ta, n-am putea să simțim, da, direct am putea să simți cât de cât, dar uneori sunt așa de apropiate, obții unul aici, unul aici, obții doi aici, doi de pace. Și undeva la o decimală mai târziu e diferența. Și dacă e târziu, diferența nu mai vezi de la prima mână. De aceea trebuie să aduci aceeași numitor. Sunt situații când se vede foarte ușor, da? Dar sunt situații când se vede mult mai greu, mai dificil. Pentru că diferența dintre ele se sesizează la niște decimale mai pe locul, la un loc îndepărtat. Miim, sutim, dimi, zecim, dimiim și mai departe. Mergem mai departe. Zim, Stefania? Da. Comparați numele 5 și 13 pe 3. 5 și 13 pe 3. Aici ar vrea deodată să simțiți cam cât, care e mai mare. 13 pe 3. Cât? 13 pe 3. E mai mare, da? De ce? Aaa, ba nu, 5. 5, fiindcă e pe 1, l-am plecat cu 13. Dar în afară, dacă pe 13 împarți la 3, merge de 4 ori. Da, l-am făcut acum. Nu, de 4 ori și rămâne ceva, dar ăsta e 5. Deci bunul simț, ne spune matematic, după ce vedem așa rapid, că e mai mare, care e mai mare? 5, da? Dar să-i convingi pe prietenii noștri, noi am anticipat asta, da. Îi convingi pe echivalent cu, amplificăm aici cu 3, că e 5 pe 1, 5 ori 3, 15 supra 3. E mai mare decât 13 pe 3, vezi? Dar e mult mai ușor după ce aduci același numitor de comparat. Da. Mergi mai departe, altul. 41 pe 6. Da. Și 8. Și 8. Care crezi că mai mare 8, nu? Că 41 împărțit la 6, 6 ori 7, 42. Nici 7 nu-i. Deci 6. 6 și deci ceva. 6 și cu multe decimale. Da. Deci va fi ăsta mai mare, fără discuții. Simțim că este mai mare. Dar hai să-i convingem. Amplificăm cu, că e 8 pe 1, subînțeles, nu? Da. Și amplificăm cu 6 și vine 41 pe 6. Este mai mic decât 6 ori 8, 48 pe 6. Adevărat, da? Da. Să vedem. 17 pe 5. 17 pe 5. Și 2 în 3, 1 pe 2. Și 2 în 3 și 1 pe 2. Asta e perechea. Echivalent. Păi ar fi 17 pe 5. De 17 pe 5 cu vecinul său, 22, 4 și 1, 5 pe 2, nu? Da. Și nu ne rămâne decât să... Amplificăm cu 5 și aici cu 2. Cât vine acolo? 34 pe 10 și 25 pe 10. 34 pe 10. Așa-i bine? Da. 34 pe 10 și 25 pe 10. Și care e mai mare? 34. Evident, 34. Deci, e limpede că 17 pe 5. Dar nu avem niciuna egală. E mai mare pe cât decât 5 pe 2. Deocamdată n-am întâlnit nimic, nu? Două fracții egale, ci pur și simplu... Poate avem noroc și următoarea să vedem. Poate. Deocamdată... 4 în 3 și 2 pe 7. 4 în 3 și 2 pe 7. Și 35 supra 8.
Deci avem patru întregi. Patru întregi și 2 pe 7. Cu? 35 supra 8. Și 30 pe 7 și 35 pe 8. 30 pe, de aici le 30 pe 7 și vecina 35 pe 8. Și acum? Amplificăm pe prima cu 8 și pe a doua cu 7. Și ce devine ele? €240 pe 56, nu? Da. Stefania și vecina? €245. Da. €245, a spus, da? Pe 56. Și care e mai... 245 e mai mare, da? Da. Adică e mai mare 30 pe 7 mai mic. Da. 30 pe 7 mai mic decât 35 pe 8. Bun. Alte? Alte. Atât, da? Numai atât? Da. Mi-a luat și eu. Stefania, da. Hai să vedem și pe ele. Și dacă ne rămâne timp, pregătiți niște chestii. Trebuie să mai fie niște chestii frumoase pe acolo. Cu... Te rog, Darius. Pregătiți-mă. Asta a fost tema lui Ștefania. Soluția ecuației 3 pe 4 ori x o, minus 1, de. 1 pe 2. Deci, hai să facem. La Tesla ce ești? 1 la Pixel. Așa. Vreau să fac și de picare. De soluția ecuației. Soluția ecuației. 13 pe 4. 13 pe 4. Ori x, ori, sau ce este, minus aici? Da. Minus o doime. Minus 1 pe 2 este egal cu un întreg și o optime. Un întreg și o optime. Adică să se rezolve ecuația. Da? Să se rezolve ecuația. Noi o facem. Eu și cu Ștefania, că tu ai tema. Urmărești. Ia să vedem. Tu ce? Propune tu deocamdată. Hai să vedem. Darius. Eu? Mai întâi intră ce mi-e întreg cu fracție. Deci suntem echivalent. Echivalent cu 13 pe 4 ori x minus 1 pe 2 este egal cu 9 pe 8. Mai departe. Echivalent cu? Echivalent cu le trecem pe 1 pe 2 cu sens schimbat în partea cealaltă. Dar chestia asta cu sens schimbat nu prea mai clar mie. Tu vrei să spui că adunăm 1 pe 2 în ambimentul. Da, asta vreau să spun. Adunăm 1 pe 2, da? Da. Deci că urmează, deci cu ce, de unde cu sens schimbat, ce vrea să spună? Da, să vedem ce se nu? Așa vă spun. Da. Vă cum vă spuneți? Cu sens schimbat, așa? Da. Așa vă spun deja? Da. Dar vă spun de ce cu sens schimbat, ce înseamnă? Nu, scrie. E o lege, nu? Da. Băi, n-ați obosit de atâtea legi. Tot lege, trebuie făcut așa. Nu, mi zic copii. Adunăm 1 pe 2 și în stânga și în dreapta. Și va fi ghișițul 13 echivalent cu 13 pe 4 ori x plus 1 pe 2, minus 1 pe 2, da? 1 pe 2, minus 1 pe 2, este egal cu 9 pe 8, plus 1 pe 2. Și 1 pe 2, minus 1 pe 2 face 0. 3
Și echivalent, poate spune că 13 supra 4 ori x este egal cu... Amplificăm. Aici amplificăm, știm să ducem da, cu 4. Nu, cu 4, 13. Da. Hai să lăsăm așa. Înainte să amplificăm, lăsăm deci 9 pe 8 plus 1 pe 2, da? Ei, și acum, fiindcă practic s-a întâmplat așa, minus 1 pe 2 apare în dreapta, în partea cealaltă, nu, mai e, nu cu tot cu minus 1 pe 2, ci schimbați semnul. Da, așa facem da? Noi. Numai că nu scădem 1 pe 2. Ce zicem direct nu mai există. Tocmai. Deci, faptul că fostul minus 1 pe 2 îl vedem repede în dreapta și cu plus, înseamnă că el care a fost cu minus, a trecut în dreapta și cu plus. Da? Da. Dar partea logică a lucrurilor este ce vă spun eu. Că adunăm în ambii membri același lucru. Sau până în clasa a patra, spune așa, o scădere. Ăsta a scăzut, ăsta egal cu rezultatul. Scăzătorul, nu, descăzut, egal cu rezultatul plus scăzătorul, nu? Da. Asta ar fi o explicație. Și acum s-a împământenit ideea că trecem dintr-o parte în alta cu sens schimbat. Da. Da? Și de aceea profesorii vă transmit la clasă, trecem dintr-un membru celălalt cu semnul schimbat. El e cu plus, îl treci dincolo cu minus. Este cu minus, îl treci dincolo cu plus. Da? Dintr-o parte în alta cu sens schimbat. Da. Dacă acceptăm această explicație pe care v-am dat-o eu, atunci putem face treaba asta, dar să înțelegeți de ce cu sens schimbat. Că practic adunăm opusul și face zero în stânga acolo. Da. Da? Și nu mai scrim zero. Nu mai scrim pe zero și îl vedem în partea alta. Da. Și acum, aducem la același viitor. Cât e 13 pe 8. Da? Și vom avea 13 pe 8. Da? 13 pe 8. 13 pe 4 ori x egal. Așa, 13 pe 4. 13 pe 4 ori x este egal cu... 13 pe 8. De data 13? Cum ai găsit? A, 9 și cu 4. 4, 4, 4 și cu 9, 13 pe 8. Da. E bine, da? Egal cu 13 pe 8. Ile și adunat. Practic este aceeași unitor și adunat numărătorii. Ca a doua fracție, cât este corect spusă? E 4 pe 8. Da. Și având același numitor, adună numai numărătorii. Da, și cum noi știm să amplificăm, deci ne-am amplificat și am făcut treaba. Bun. Și de aici echivalent cu? Echivalent cu x. X-ul ăsta egal cu asta împărțit la asta. Da. Știți bine că așa vine. Da. Zici 2x egal cu 6, x egal cu 3. Că vine 6 împărțit la 3. Deci, de aici rezultă că x egal cu 13 supra 8 împărțit la 13 supra 4. Da, știm să facem împărțirea. La împărțirea două fracții mulțim prima cu a doua inversată. Deci vine echivalent cu a spune că x este egal cu 13 supra 8 ori 4 supra 13. Da? 13 supra 8 ori 4 supra 13. Da. 13 cu 13 se simplifică, știm noi chestia asta. Iar prin 4 și dăm în sus 1 și jos 2 și egal cu 1 pe 2. Mai vedem o dată. Mai vedem o dată care a fost șmecheria. Deci, ca să rezolvăm ecuația asta, adică să-l aflăm pe x. Autorul spune, știți voi ce x trebuie pus aici ca să fie egalitate? Nu știam la ce put, dar am ajuns din ușor, ușor, în pași mărunți, să dăm peste x-ul ăla, să-l descoperim. Și am gândit mai întâi, introduc și mă întreb în fracție, da? 9 pe 8. Am adunat unul sau altfel spus, în limbajul pe care deja l-ați acceptat la școală, l-am trecut pe minus 1 pe 2 în dreapta și cu semn schimbat. Aici, în dreapta, am avut o adunare de fracții și am făcut operația și ca să fac adunarea, trebuie să fie același numitor. Am amplificat cu 4 și am apărut aici 4 pe 8 și având numitorul 8 amândoi, adunăm numărătorii. Da. 9 și cu 4, 13. Și iată, exercițiul devine 13 pe 4 ori x egal cu 13 pe 8. Și acum, unul din membrii, unul din factorii produsului, ăsta sau ălaltul, este egal cu... E, pe noi ăsta ne interesează, egal cu rezultatul mulțirii împărțit la 1 de cei doi.
Uite când zicem așa. 3 ori 4 face 12, da? Da. Nu cumva 4 este egal cu 12 împărțit la 3? Da. Da? Asta este explicația. Noi așa m-am dat aici. 13 pe 4 mulți cu cineva. Nu știam cu cine. Egal cu 13 pe 8. Și acel cineva, adică cum ar fi fost 4 aici, acel cineva este rezultatul mulțirii 13 pe 8 împărțit la factor din față, la 13 pe 4. Da. Înțelegi, da? Da. Bun, mergem mai departe. B. Numărul de 2 ori mai mare decât o treime din 9 pe 10 este. Păi facem 1 pe 3 din 9, mai zis, n-am înțeles nimic. Nu înțeles nimic, nu m-am făcut să-ți fac. Numărul de 2 ori mai mare decât o treime din 9 pe 10 este. Păi facem 1 pe 3 din 9 pe 10. Tot n-am înțeles, mai rar. Mai rar, sigur că da. Uite, așa. Numărul de 2 ori mai mare decât o treime din 9 pe 10 este. Trebuie să fim atent. Numărul de 2 ori mai mare decât o treime din 9 pe 10 este. Păi facem 1 pe 3 din 9 pe 10 ori 2. Cum? 1 pe 3? 1 pe 3, fiindcă zice o treime din 9 pe 10 și zice de 2 ori mai mare decât astea. Și înmulțim cu 2. Adică, 1 pe 3 din 9 pe 10 da. Ori 2. Deci așa zice, numărul de 2 ori mai mare da. Decât o treime din 9 pe 10 este, cred că ai dreptate. Da, fiindcă deci, zice o treime din 9 pe 10, asta înseamnă 1 pe 3 din 9 pe 10. X ăsta este egal, ăla care căutăm, de 2 ori mai mare, 2 ori o treime din 9 pe 10. 1 pe 3 din, adică mulțit, cu 9 pe 10. Deci, așa ar veni, nu? X-ul acela, că numărul acela care căutăm, nu e X. Pe care zicem de 2 ori mai mare decât o treime din 9 pe 10. Și acum facem calculul. 3 cu 9 se simplifică prin cât, Ștefania? Prin 3. Și rămâne 31 jos. 2 cu 10. Prin 5. Da, prin, nu, prin 2 și rămâne 31 și jos 5. Da? Și acum 1 ori 1 ori 3. Face 3 și 1 ori 5, 5. 1 cu 1 nu e bine să zicem, da. Simplificăm că 1 nu este un divizor. Este un divizor impropriu. Da. Și rămân x acela e 3 pe 5. Deci numărul de 2 mai mare decât o treime decât 9 pe 10, ați făcut o treime și de 2 ori am mulțit și este corect. Da. Bine. Foarte bine. Băi, asta a fost mai devreme A-ul, asta a fost B-ul. C-ul. Numărul cu 6 cincimi, cu 6 pe 5 mai mic decât triplului 7 pe 5 este. Deci numărul cu 6 pe 5 mai mic decât triplului 7 pe 5. 6 pe 5 zis? 6 pe 5 minus... Cât zice? Numărul cu 6, mai, 6 pe 5 mai mic decât. Deci trebuie să facem din rezultatul acela să scădem. Că 6, după ce facem triplul 7 pe 5, facem triplu, scădem pe 6 pe 5. Că zice, e mai mic cu atâta. Dacă e mai mic cu atâta, trebuie să scădem pe 6 pe 5, da? Deci o să zicem cum? X ăsta este egal cu 3 ori 3 ori 7 pe 5 minus 6 cincimi. 6 pe 5. Deci după ce l-am
N-am triplat. Dar nu era index 6 pe 5 minus 7 pe 5? Da. Hai să citim. Mai citim, poate ai dreptate tu. Nu. Zice așa. Numărul cu 6 5 mai mic decât ăla. Da. Mai mic decât ăla. Deci ăla este un rezultat, da. Și ăla altul e mai mic. Adică scădem din el. Și nu putem să deci bine așa, 6 da? Pe 5 din 21. Deci e ca mai departe. Cu 3 ori 7, 21 pe 5, minus 6 pe 5. Și avem baftă că avem același numitor. Și face cât aici? 15 pe 5, care face, prin 5 simplificăm și face 3. 3 pe 1, 3. Deci numărul acela, care e mai mic cu 6 cincimi decât triplu cu 7 pe 5, este 3. Mergem mai departe. D. Punctul D. Dacă suma dintre jumătatea și treimea unui număr este 5 pe 3, atunci numărul este x. Deci x pe 2. Asta înseamnă jumătate. X pe 2. Deci x pe 2 plus, că e vorba de sumă. Și treimea sa. Treimea sa înseamnă x pe 3. Deci x pe 2 plus x pe 3 este egal cu 5 pe 3. Și acum suntem la noi acasă. Amificăm cu 2, amificăm cu 3 și echivalent cu 3x pe 6 plus 2. 3x pe 6, ai zis bine, plus 2x pe 6, nu așa? Da. Egal cu 5 pe 3, da? Echivalent cu... Au același numitor și adunăm 3 de al x cu 2 de al x, 5x. 5x. A, da, 5x pe 6, egal cu 5 pe 3. Și acum am ajuns în impasă de ele. Da, dar ca să fie același numitor, amplificăm aici cu 2. Nu că sunt două fracții, ele vreau să fie egale, dacă au același numitor, numărătorii vor fi egale. Deci va fi egal de acolo ce? 5x pe 6 cu 10, cu 10, am amplificat cu 2. 10 pe 6 și de acum având același numitor, obligatorii numărătorii să fie egale. Deci 5x egal cu 10. 6 egal cu 6, mă întreabă. Și x va fi egal cu 10 împărțit la 5, nu? Așa cum zic. Și egal cu 2. X egal cu 2. 10 împărțit la 5 egal cu 2. Și am aflat pe x. Așa am lucrat punctul 1. A avut mai multe subpuncte, A, B, C și D. Doi. Alegeți varianta corectă din mai multe chestii de astea. Scrieți așa. Alegeți varianta corectă după ce rezolvați ecuația. 4 întregi și o cincime plus 2 pe 3 ori x egal cu 6 întregi și 13 pe 15. Și sunt mai multe variante ale lui x. Noi trebuie să o găsim și să vedem ce răspunsul e corect, da? Corect. Putem 4 5, 21 pe 5, da. 3,
2 pe 3 ori x. 6 ori 15 cât vine? 90. Și cu 13? 103. 103 supra 15. Și acum, în limbajul vostru, ce facem? Ne facem. Da. Am pus pe prima cu 3. Să duce peste tot? Poftim. Să duce la aceeași metodă sau ce profundul? Da. Eu mă gândeam, duce pe 21 pe 5 în partea cealaltă cu semn schimbat. Da. Este o sumă. Aici da. Cu ăsta și cu ăsta egală ăsta rezultatul. Atunci un membru al adunării egal cu din rezultat scădem pe 21 pe 5. Deci de aici înseamnă că mai transcriem în varianta 2 pe 3 ori x egal cu 103 supra 15 minus 1 pe 5. Și de aici nu, echivalent, echivalent, 2 pe 3 ori x egal cu 103 pe 15. Am făcut pe a doua cu 3 și de 63 pe 15. Vine 103 63 totul pe 15 echivalent cu 2 pe 3 ori x egal cu, facem scăderea aceea. 63 minus 103 minus 63 cât vine? 40 parcă are. Nu? Că 3, 3, 40. 40 supra 15. Și 40 supra 15 s-ar simplifica printr-un 5. Așa vine? Și vine 2 pe 3 ori x. 2 pe 3 ori x egal cu 8 pe 3. 8 pe 3. Și de unde x-ul va fi egal? Acum rezultă că x-ul e egal cu rezultatul împărțit la celălalt. 8 pe 3 egal cu 8 pe 3 împărțit la 2 pe 3. X echivalent, poate spune că x egal cu cum se împart două fracții? Se mulțește prima cu a doua inversată. La împărțire, așa, da? Nu se împarte 8 împărțit la 2. Mulțim prima cu a doua inversat. Deci va veni 8 pe 3 ori 3 pe 2. Da? Așa se împarte. Prima cu a doua inversată și iată 3 cu 3 se simplifică. 8 cu 2 4 și 1 și vine 4 pe 1. 4. Deci varianta corectă este x egal cu 4. La cu avem? La avem, sigur că da. Este punctul A. Deci, varianta de la... E prima. Era 4, 1 pe 4, 2 pe 5 și 5 pe 2. Deci varianta corectă este 4. A fost A mic, da? Da. B mic. Rezolvați... nu, calculați și rezultatul calculului este una din variante. Să vedem. Noi rezolvăm, pur și simplu. Deci să calculăm 3 pe 2 3 pe 2 minus 1 pe 3 totul de împărțit la 1 pe 5 plus 1 pe 15 plus 2 înmulțit cu, deschidem o altă paranteză, 3 pe 4 împărțit la 5 pe 3. Ștefania, îl facem noi acum. Să adică eu lucrez înainte? Nu, să lucrez înainte, dacă... Mai e lucru. Hai să ne facem plan de lucru. La prima... Ce o să facem întâi și întâi? Păi, s-ar simplifica 3 cu 3. Care 3?
Dar nu, aici, nu că e bine. Așa e, scădere, da, numai la mulțime, da? Deci nu putem face. Dincolo, amplificăm pe 1 facem pe 5. Prima paranteză, apropo, da, cu parantezele. Da. Deci facem paranteza 1 pe 5 plus 1 pe 15 și 3, da. Bun. Și până o să facem și paranteza a doua, mulțim prima cu a doua inversată, da? Da. Așa. Deci, începe. Egal cu 3, pe de vorbește. 3 pe 2 minus 1 pe 3. Da. Tot un pic final. Da. Amplificăm cu 3 și atunci o să vină 3 pe 15. Corect. Plus 1 pe 15. Da. Plus 2 ori. Acum 3 pe 4 ori 3 pe 5. 3 pe 4 ori 3 pe 5. Și egal cu lucrăm. Și acum 3 pe 2 da. Minus 1 pe 3 tot un pățit. Aici ne dă 4 pe 15. Corect. Pățit la 4 pe 15. Plus 2 ori. Acum mulțim. La mulțim sunt numărători în 3 și numitori în 3. Da, 3 ori 3, 9. 9 pe 5, 20. Egal cu? Egal cu? O să facem împărțirea asta și mulțirea asta și urmă cu adunarea ce trebuie făcut acolo, nu? Deci vine 3 pe 2. 3 pe 2. E ordinea teritoriei operațiilor. 3 pe 2 minus 1 pe 3, ori? Ori 15 pe 4, da. Plus 2. Cu 2 cu 10, 10. Cu 20 se simplifică da. Prin 2 și rămâne jos un 10 și 1 sus. Și vine 1 ori 9, 9. 9 pe 10. 9 pe 10. Și acum o să facem înmulțirea de aici, nu? Da. N-avem voie să facem altceva, adică după ce terminăm și cu înmulțirea. Și când o să adunăm, aduce așa jumătate. Și egal mai departe cu 2 pe 3. Sau ce este? 3 pe 2, nu? 3 pe 2. Da. 3 pe 2 minus 15 pe 12. Foarte bine, 15 pe 12. Dar puteam face o simplificare. 3 cu 15. Da, și rămânea 5 și jos 1. Vinea 1 ori 5, 5 ori 4, 4. 5 pe 4. Da. Deci, minus 5 pe 4. Minus 5 pe 4, plus 9 pe 10. Plus 9 pe 10, 10. Da? Da. Plus 9 pe 10. Bun. Abia acum intră în discuții cu să aducem numitorul comun. Să căutăm acel număr care se împarte și la 2, și la 4, și la 10. Păi, 20. 20 este. 20 e cel mai bun. Se parte și la 2. Da, și la 4. Și la 10. Deci amplificăm pe prima cu 10. Da? E bine? Da. 30. Aici cât o să fie? Cu 5. Da? Că 20 și vedeam 5, ca să fie tot 20 jos. Și acolo cu 2, da? 30 pe 20. Da. Minus 25 pe 20. Da. Plus 18 pe 20. 18 pe 20. Egal, avem același numitor, 20. Da. Și o să zicem 30. 30 minus 25 plus 18, da? Și ca rezultat? 23 pe 20. Face 30 minus 25, face 5 cu 18, 23 pe 20. Deci rezultatul corect e 23 pe 20, dacă este în forma asta. Dacă nu, o să vedem. Luați coadrele. Da? Acum schimb.
Deci 23 pe 20, am văzut. Șterg tabla 2? Da, poți să ștergi. 23 pe 20, care se așează, putem să scoatem întregul din fracție, adică împărțim, și vine, merge o dată și rest 3. Deci un întreg. Da? Un întreg și 3 pe 20. Merge o dată și restul supra 1 3 și 3 pe 20. Corect, am rezolvat și acest punct. Trecem mai departe.